Salutare, sunt Florin Grozia și știu de ce ești aici. Ești aici pentru că vrei să trăiești din muzica pe care o faci, adică vrei să câștigi bănuți. Și e absolut normal să, să vrei asta. De unde poți să faci bani ca artist, ca compozitor, ca uh, DJ sau producător muzical? Uh, din evenimente, din concerte, desigur, uh, din drepturi de autor, nu foarte mulți, uh, poți să mai faci bani din vânzarea muzicii tale, da? MP3-uri, CD-uri, sau din merchandising, poate tricouri, și așa mai departe. Dar o sursă foarte importantă de venit sunt colaborările cu brandurile. Și știi asta. Știi foarte bine pentru că vezi la televizor, vezi pe internet foarte multe colaborări între artiști și branduri. Așa încât la workshopul de pe 1 noiembrie de la Conehub, Hub, workshop care se numește Secretele industriei și e deja la a doua ediție, vom discuta exact despre asta. Cum atragi brandurile în proiectele tale artistice? Pentru că Brandurile au nevoie să lucreze cu artiști, cu oameni creativi în general. Uh, ei au nevoie în campaniile lor să atragă oameni creativi. Și nu vorbim doar despre vedete, doar despre celebrități. Brandurile vor să lucreze cu oameni creativi, așa ca tine. Așadar, pe 1 noiembrie, marți seara, adică de la ora 6, vom vorbi la cel de-al doilea workshop Secretele Industriei, exact despre asta. Cum atragi brandurile în proiectele tale online. Uh, vom avea studii de caz, am făcut peste 200 de campanii cu branduri și vedete. Vom avea un invitat foarte important care ne va vorbi de pe baricada lui dintr-o agenție digitală. Ce așteaptă el de la artiști? O grămadă de informații, o grămadă de statistici. Ne vom cunoaște mai bine, vom afla lucruri de la artiști care deja au făcut campanii și vom pleca mult mai informați, mult mai deștepți. Sunt sigur că o să-ți placă la acest workshop Secretele Industriei. Ne vedem marți seară, pe 1 noiembrie, la Conehub. Ne vedem, da?